Ca orice castel respectabil, Branul are și el poveștile lui. Brâncoveanu, în timpul domniei, fiind urmărit de către turci, pentru că era bogat, a venit la Bran cu 5 căruțe încărcate cu galbeni și le-a aruncat în fântâna cetății. Vlad Țepeș este prins de către oștenii lui Matei Corvin la aproximativ 25 de kilometri de aici. A fost adus și întemnițat la Bran timp de 2 luni. Sala de muzică era rezervată în exclusivitate spectacolelor de muzică. George Enescu este muzicianul care a venit cel mai frecvent în sala de muzică a Castelului din Bran și a concertat pentru membrii familiei regale. La loja regală, membrii familiei urmăreau spectacolele ținute jos în curtea interioară, lângă fântână, spectacole de teatru sau piese de dans organizate de trupe ambulante. La Bran a fost odată o prințesă, Ileana. Au mai fost cei 6 copii ai ei și satul de la poalele castelului. Învățătorul micilor prinți își amintește. Dominic mai sărea pe geam și pleca prin pădure. Deosebit era Ștefan. L-am învățat chiar și cu licorile lui Bacchus. Ca orice poveste, și cea a principesei Ileana aici la Bran s-a încheiat într-o iarnă geroasă a anului 1948. Am început să bâzim, să emoționați așa, să plângă și domnița și noi, nouă ne-a dat lacrimile. Când ne-am întors, securistul era în spatele nostru. Am înghețat. Dar când ne-am uitat mai bine, plângea și securistul. Așa a fost de emoționantă despărțirea. Povestea Branului merge mai departe. Astăzi stăpân aici este Dracula, vampirul național pe care turiștii nu-l găsesc niciodată acasă. Apare însă sub diferite chipuri pe tarabele din poarta castelului și la alimentarea din sat.